Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din această serie în care construim PC-uri, eu și Adi. Ca de obicei o să aveți wishlist-urile în descriere și un straw poll să vă dați build-ul care vă place mai mult. Păi, ce să mai zic, haideți să începem. O să mergem la procesoare. Adi, pe ce procesor mergi? Eu merg pe un Pentium Skylake. Și eu exact la fel. Să vedem dacă alegem amândoi același model. Sper să nu iasă PC-urile la fel, pentru că, na. Ia să vedem noi recomanda pentru gaming, mergem aici ca să o găsim mai repede. Și uite, eu zic că nu se merită să mă duc la un G4500. Nu mă mai copia. Deci mă uit la tine, monitor, frate. Da, frate, deci eu fac chestia și după zici tu imediat, știi, după ce o fac eu deja. Băgăm un G4400. Pentru că fix același lucru am făcut eu. Bă, dar eu nu știu pe ce placă de bază să merg. Hai că merg pe MSI ăsta, tot merg eu pe MSI așa. Mamă, mișto, frate. Băi, nu mă mai copia. Ok, până acum avem 497 de lei și 91 de bani. Eu merg pe gigabyte pentru că am mai mult încredere. Ah, dar stai, pentru că este un DDR3, nu-l pot lua. Oh my god. O să trebuiască să merg tot pe un MSI. Băi, eu tot ți-am zis că am dumblau aia cu Ericsson la 460. Am văzut niște review-uri și zic că e mai bun decât 750. Ia eu. Fă-ți dumblaua ta. Fac dumblaua mea. Că eu vreau să pun 750 de. Nu știu, frate, n-am zis, nu știam, dar ți-am zis. Și să vezi că am pus procesorul, placa de bază și placa video și deci am ajuns la 11 milioane. Să vedem acum, Adi, în 5 milioane cum face rost de RAM și de tot ce trebuie. Hai, frate, stai că trebuie să face ce frecvență suportă ăsta la RAM. Deci 2133 și placa de bază suportă. Ia să vedem. Bă, știu deja cât suportă placa aia de bază. Tot 2133. Și mergem pe capacitatea 8. Nu m-am interesat. Mergem pe memorie acum. Luăm și noi cel mai ieftin achet de 24 de 8 GB RAM. Crucial, 8 GB RAM, 2133 MHz, nu? 160 de RON și 14 bani. Frate, dar nu știu, ai observat că și de la PC Gear și pe unele sisteme folosesc RAM-ii ăștia? Da, pentru că nu e așa important RAM, adică nu. Da, dar poate nu sunt și chiar, adică nu cred că e chiar așa prost, gen. Adică presupun că e destul de bună plăcuța aia RAM. Hai să vedem. Până acum avem build-ul asemănător, adică. Da. Parcă văd că diferențiază numai placa video. Bă, nu știu. Eu nu știu ce placă, ce sursă să bag, ia să mă uit la bani. Deci am... Eu o să bag una de 400 de W pentru că nu am nevoie de mai mult, sincer. Și una să fie eficientă, nu știu. Un 80 plus. Uite, cred că nu asta. Merg pe un hard disk. Asta știu că ține i5-ul Google Segote pe ăla de 500 de W, dar hai să fie și eficiență. Pentru că nu cred că ai nevoie de mai mult de 400 de W la un Pentium și la un... La un ăsta, un 750 Ti pe care o să-l bag eu. Dacă o să mă încadrez acum, na. Eu sper să mă încadrez în bani. Carcase. Eu o să salvez niște bani de la hard disk și eu tot să pun decât unul de 500 de giga. Mă, nu știu dacă o să-mi încap un 750 Ti. Ia să vedem sursa asta. Deci eu am văzut aici o sursă și cred că e destul de bună. Sora asta e eficientă, eu mi-am luat un Segotep de 400. 400. Și acum... Ia să vedem. Poze. Bă, sursa nu arată știu. Ok, nu e sursa din așa politică. Nu știu cum să explic, ia să vedem. 500 de W ATX, nu știu cât cere placa aia video ca să o țină. Ok, voltaje. Mă, nu știu. Bă, nu știu dacă o fi mai bun un de-asta. E, Ericsson e mai bun. Îți dai seama, e și mai nou și am văzut o groază de... Da, da, Ericsson e mult mai scump, nu știu cum să-l poți să-l bagi. Uite, merge să-l bagi un R7 360, dar totuși e R7. Da.
Nu știu, nu m-am gândit. 950 e imposibil de băgat. 3, 4, 5... RX460. Băi, eu sunt curios în cât mă duce dacă bag un RX460. Băi, am nevoie de... Deci mie doar carcasa, mai trebuie și eu să pun am sagăte pe ăsta pe care l-am pus și data trecută. Și tot un sagăte, cred că e același. RX460, nu, bă, banii ăștia. Deci maxim era 16.500, nu? Da. Are ceva dacă am depășit cu 69 de bani? Nu, no, hai, treacă de la mine. 69 de bani. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Oh, ghiși... your fucking god. Yeah. Mi-a răspuns Obi la comentariu. What the fuck? Îl știi pe Obi, nu? Normal că știu. Yeah! Hai să încercăm într-o să vedem cum ne duce cu un H850. Bă, ce căcat, deci fii atent. Am făcut o greșeală, trebuie să tai o parte din videoclip. Eu s-am conectat pe cont și am dat-o mai jos și mi-a arătat strada aia, știi? Strada, și adresa... Și de la capăt? A, nu! Că tai din videoclip, pur și simplu, nu e problem. Ok. Bă, bun. Cam asta e cu... Eu mai am așa un pic. Nu știu, trebuie să mă decid. 1300, 1600... Bă, și radio-ul ăsta ar fi bun, dar... Și dacă iau un 750 Ti, un MSI ia mă duce, mai am bani. Bă, cred că pot să-mi iau și ceva mai șmecher, adică asta e low profile. Ia să încercăm să băgăm un 750 Ti cu două ventilatoare, ca să avem și o răcire cât de cât bună. Oricum, nu cred că se încălzește cine știe ce un Pentium, adică, serios. Bine, mă rog, acum vorbim de placa video. Da, na. Ia să vedem. Deci, știai un giga? Nu. Vrem. Bă, cred că asta ar fi cel mai ok. Și cred că mă duce cu banii. Da, intră super bine. Bă, fraților, acum... De. Să vă prezintă build-ul. Okay. Adi, îl prezinti tu întâi? Da. Tău, sau eu? Deci, hai că încep eu. Deci, prima dată eu am început cu un Intel Skylake Pentium Dual Core G4400. Trebuie 3 GHz pe procesorul ăsta, vă merge 100.000 pe GTA-ul. Depinde și ce placă video puneți pe el. Cred că merge într-un medium high, nu? Normal. Merge, nu? Da. 750 Ti te duce super bine, mă duce pe mine 750. Da, am... Fii atent, deci cu RX-ul ăsta, așa, 460, era, deci pe high și medium, mergea cam în 60-70 de frame-uri și avea un i3 ăla, băiatul care filma, știi? Deci ăsta tot cam, cred, la fel merge. Și îți dai seama că el și filma, deci nu era chiar bine. Am mers pe o placă video de la MSI. Ca de obicei eu merg pe MSI la placă video și toată la placă de bază. Nu, placă de bază am mers pe MSI, scuze. M-am încurcat așa. Pe un H111M Pro D. Placa asta video e cam cea mai cumpărată, așa, low budget, știi, la 2 milioane jumate, maxim. Toshiba... Placă video sau placă de bază? Placă de bază, am greșit eu. Okay. Așa. Și de-a trecut am zis, când mă uitam la surse, am zis placă video de 500 de... Toshiba hard disk cu ăsta l-am și eu, pot să continui. Da. E ceva basic acum. Aha. Și da, o sursă ok de 500 de... Vați. Ok, deci 500 de vați, pentru că nu știu exact cât are placa asta video, o să trebuie să mă interesez, să văd cât consumă. Nu, no, n-ai nevoie de mai mult. Da. Memoria crucial, 8 GB RAM, DDR4, CL15, cred că... Bă, cât e cel mai puțin la DDR4? 15 e cel mai puțin, nu? Sau e mai puțin? Nu știu chiar. Știu cât e mai puțin, e mai bun. Da, și cam asta e pe cu... Bă, nu știu, build-urile sunt destul de asemănătoare. Hai că zic ce mi-ai întrebat. Deci, eu am băgat o sursă Secutep de 400 de W, pentru că nu ai nevoie de mai mult într-un Pentium și 750 Ti, mai ales cam. Și cât costă sursa? Sursa vine 145, dar are eficiență 80%. Da, și... păi la aia mă uitam și eu. M-am uitat înainte de teoclip. 80% și se merge chiar foarte ține bine pe PC-ul ăsta. Un hard disk Toshiba, un Tera, știi și tu.
crucial 8 giga de dreptate pe aici. Da, aceeași, aceeași. Da? Un Gigabyte GTX 750 Ti, Windforce 2X, 2 giga de DDR5, 128 de bits, foarte așa. Bun, te duce GTA 5 cu ăsta perfect, mai ales dacă nu filmezi. Pentium G 4400, carcasa Segotep și placa de bază MSI. Bă, știi ce zic? Eu zic că placa mea video e mai bună, dar sursa ta e mult mai bună. Adică sursa ta e, cred că o să țină mai mult, pentru că eu am ales un Segotep mai ieftin, mai la 120 de lei, știi? Mai nu știu exact. Acum să vedem ce o să hotărască lumea. Da. Noi o să vă lăsăm cu ișurile în descriere și da, fraților, ne auzim data viitoare. Pa. Salut.